Steaua a primit o puternică lovitură de imagine în urma meciului de aseară cu Manchester City, când tribuna a doua a stadionului a fost acoperită de mesajul Doar Dinamo București. Fanii dinamoviști sunt cei care ar fi pătruns pe stadion și au desfășurat acest mesaj. Mesajul, despre care nu s-a știut inițial dacă a fost o ironie a roșalbaștrilor sau un sabotaj din partea fanilor lui Dinamo, a fost parte a unei farse ce va rămâne în istoria microbiștilor. Gigi Becali s-a lăsat convins de către o serie de persoane care pretindeau a fi fani a lui Manchester City, cerându-i acordul pentru organizarea unei coreografii în timpul meciului. Imaginile surprinse la începutul disputei cu Manchester City au făcut înconjurul lumii, astfel că subiectul a fost abordat de publicații din mai multe țări, precum Grecia, Italia, SUA sau Anglia. Cum ar speranțe înainte de vizita echipei lui Pep Guardiola, patronul Stelei, Gigi Becali, a aranjat realizarea unei coreografii pe Arena Națională, prin care să marcheze împlinirea 30 de ani de la victoria din finala Cupei Campionilor Europeni din 1986. Totuși, când mozaicul uriaș a fost descoperit, mesajul afișat a fost Doar Dinamo București, a notat The Guardian. Steaua a fost învinsă cu scorul de 5-0 de către formația engleză Manchester City în play-off-ul Ligii Campionilor.